nu spune tot ce știi, tot ce datorezi, tot ce ai și tot ce poți. Dacă toată bogăția unui om se află în mintea sa, nimeni nu va putea să-i o fure. Sărăcia se uită pe fereastra celui sârguincios, dar nu intră în casa lui. Timpul pierdut nu mai poate fi recuperat niciodată. La 20 de ani domină voința, la 30 mintea, iar la 40 rațiunea. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Tragedia vieții este că îmbătrânim prea devreme și devenim înțelepți prea târziu. Dacă vrei să afli valoarea banilor, încearcă să te împrumuți. Iubește-ți dușmanii, pentru că ei îți vor spune greșelile tale. Trei persoane pot ține un secret doar dacă două au murit. În vin e înțelepciunea, în bere libertatea, în apă sunt bacterii. Ca să afli defectele unei fete, laudă-o în fața prietenelor sale. Geniul este abilitatea de a-ți păstra viziunea neclintită până când devine realitate. Este mai ușor să previi obiceiurile proaste decât să lupți cu ele mai târziu. Timpul înseamnă bani. Este o lipsă de manieră să închizi gura unui nebun și o cruzime să-l lași să continue. Deschide ochii mari când te căsătorești și închide-i pe jumătate după aceea. Ce începe din mânie se termină în rușine și generează pierderi. Niciun câștig fără durere. Curajoșii și înțelepții pot să ierte și să scuze acolo unde lașii și proștii nu dau dovadă de milă. Dacă există căsătorie fără dragoste, există și dragoste fără căsătorie. Și retenia și perfidia sunt resursele oamenilor care nu au destulă minte pentru a fi cinstiți. Să fii sărac nu e o rușine, dar să-ți fie rușine că ești sărac, este. Viciul știe că este urât, de aceea își pune o mască. Culcatul și trezitul de vreme îl fac pe om sănătos, bogat și înțelept. Cei care nu acceptă să fie sfătuiți nu vor putea fi nici ajutați. Fii atent la micile cheltuieli. O gaură mică poate scufunda un vapor mare. Lucrul bine făcut e superior lucrului bine spus. Lenea se instalează așa de ușor încât sărăcia îi ia locul curând. Ca să reușești, sari către oportunități așa cum o faci la concluzii. Vă doriți sănătate și belșug, dar să vă doriți noroc. Pe Titanic toți au fost sănătoși și bogați, dar au rămas în viață doar norocoșii. Succesul nu e definitiv, eșecul nu este fatal. Important e curajul de a continua.
dacă pornim o dezbatere despre trecut și prezent, vom descoperi că am pierdut viitorul. Oamenii sunt buni la a păstra secrete pe care nu le cunosc. Succesul este abilitatea de a trece de la un eșec la altul fără a-ți pierde entuziasmul. Tactul e abilitatea de a trimite pe cineva la naiba în așa fel încât să aștepte cu nerăbdare călătoria. Zmeul se ridică cel mai sus împotriva vântului și nu odată cu el. Cea mai mare lecție în viață este să știi că, uneori, chiar și nebunii au dreptate. Nu forța sau inteligența este cheia pentru a ne debloca potențialul, ci efortul continuu. Nu ar trebui să întorci spatele și să pleci din fața unei persoane aflate în pericol, pentru că vei dubla pericolul. Dacă vei reacționa prompt și fără să eziți, vei reduce pericolul la jumătate. Dacă treci prin iad, continuă să mergi și nu te opri. Dacă vrei să ai ultimul cuvânt într-un argument, spune oponentului că probabil are dreptate. Trăim în era evenimentelor mari și a oamenilor mici. Pesimistul vede dificultate în fiecare oportunitate. Optimistul vede oportunitate în fiecare dificultate. Curajul e ceea ce îți trebuie pentru a sta în picioare și a vorbi. Și totodată este și ceea ce îți trebuie pentru a sta jos și a asculta. A te îmbunătăți înseamnă a te schimba. A fi perfect presupune a te schimba des. Nu este timp pentru ușurință și confort. Este timp pentru îndrăzneală și tărie. Nu poți ști niciodată dacă într-un final ghinionul se va dovedi a fi noroc. Admir porcii. Câinii ne privesc de jos, pisicile ne privesc de sus, iar porcii ne tratează ca pe egali. Curajul este prima dintre calitățile umane, deoarece este calitatea care le garantează pe toate celelalte. Suntem stăpânii cuvintelor nerostite și sclavii celor ce ne-au scăpat pe gură. Să nu te îngrijorezi pentru acțiune, ci pentru lipsa acesteia. Puterea omului a crescut în toate domeniile, cu excepția puterii asupra lui însuși. Ai dușmani? Foarte bine. Înseamnă că la un moment dat ai luptat și tu pentru ceva în viață. Puterea este un drog. Cine i-a simțit vreodată gustul, nu se mai lasă de el. Ne facem un stil de viață din ceea ce avem, dar ne facem o viață din ce oferim. Fiecare om ar trebui să se întrebe dacă nu cumva acceptă prea ușor soluții negative. Sperăm la suportul vostru sub forma de comentarii și like-uri.